Salutare, dragilor! A început sezonul căpșunilor românești, dulci și foarte parfumate, așa că este momentul ideal să le transformăm într-o prăjitură delicioasă cu căpșuni și lămâie. Se face foarte ușor, este aromată și incredibil de pufoasă. Ca ingrediente vom avea nevoie de 200 de grame de unt la temperatura camerei, 250 de grame de zahăr, 400 de grame de făină, 250 de ml de lapte, 6 ouă, zeama și coaja de la o lămâie galbenă, 250 de grame de căpșuni tăiate în cubulețe, 250 de grame de căpșuni tăiate în jumătăți, zeama și coaja de la o lămâie verde, 15 grame de praf de copt și puțină sare. Această prăjitură este una foarte simplă, iar pentru a o pregăti aveți nevoie doar de un bol și de un tel. Nu vă trebuie nici măcar un mixer. Voi începe cu zahărul, pe care îl voi pune într-un bol mai mare, iar peste el voi pune coaja de lămâie verde și coaja de lămâie galbenă. Întotdeauna folosiți lămâi bio sau netratate pentru a avea coaja comestibilă. Cu ajutorul degetelor, voi amesteca foarte bine zahărul cu coaja de lămâie, asta pentru ca aroma de lămâie să fie și mai puternică. Peste zahăr și lămâie, voi adăuga untul care este la temperatura camerei și are 80% grăsime. Amestec foarte bine totul, astfel încât să obțin un fel de cremă. În continuare, voi adăuga ouăle, care sunt și ele la temperatura camerei, ca toate ingredientele de altfel. Voi pune câte un ou și îl voi incorpora foarte bine, înainte să-l adaug pe următorul. În continuare, voi adăuga făina, praful de copt, sarea și laptele și incorporez totul foarte bine. Voi adăuga acum zeama de lămâie galbenă și de lămâie verde. Dacă doriți, puteți folosi doar lămâie galbenă, adică lămâie obișnuită, sau puteți folosi doar lămâie verde. La final, voi adăuga căpșunile tăiate cu bulețe și le voi incorpora cu grijă. Voi transfera totul într-o tavă rotundă cu diametrul de 27 de centimetri. Nivelez. Deasupra, voi aranja frumos căpșunile tăiate în jumătăți. După ce am aranjat toate căpșunile, pot pune prăjitura la cuptor. Pentru a coace prăjitura, voi folosi cuptorul electric Electrolux Steam Boost. Acesta combină funcțiile clasice de gătire cu funcții de gătire cu aburi, astfel că poate coace orice fel de preparate, atât dulci cât și sărate. Ca de obicei, eu voi folosi funcția Steamify, care ajustează cantitatea de aburi în funcție de temperatura aleasă, astfel că prăjitura mea se va coace uniform și se va rumeni foarte frumos. Pentru a-l porni, voi selecta funcția Steamify, temperatura la 170 de grade, și voi apăsa Start. Voi adăuga apă în rezervor. Și voi aștepta să se preîncălzească. Când s-a preîncălzit cuptorul, pot pune prăjitura înăuntru. Voi lăsa prăjitura să se coacă pentru aproximativ 40 de minute sau până când o scobitoare introdusă în mijloc va ieși curată. Prăjitura s-a copt și miroase extraordinar, dar înainte de a o servi, o voi lăsa să se răcească pentru cel puțin 30 de minute. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de prăjitură foarte pufoasă, cu căpșuni și lămâie. Este un desert care se face ușor, este foarte gustos și aromat. Blatul este unul absolut perfect,
foarte pufos și cu aromă minunată de unt și de lămâie. Prăjitura are suficiente fructe și este perfectă pentru vară. Bineînțeles că o puteți încerca și cu alte fructe, în funcție de preferință. Are o textură absolut perfectă, este foarte, foarte pufoasă, are multe fructe și un gust nemaipomenit. Trebuie neapărat să încercați și voi această prăjitură pe perioada verii și sunt convinsă că va fi pe placul întregii familii. La revedere!